bun găsit, doamnelor, domnilor, din nou împreună, din nou în fața dumneavoastră pentru a vă aduce oameni care au ceva de spus în județul Hunedoara, oameni care de cele mai multe ori recunosc atunci când problemele cu care întreaga comunitate se confruntă au această putere, să spunem, de a recunoaște care sunt unele greșeli pe care fie autoritățile locale le fac, dar de cele mai multe ori, și vedem ce se întâmplă acum la nivelul întregii țări, guvernul ia uneori anumite decizii care îi revoltă pe unii dintre cetățeni. Aici mă refer și la ceea ce se întâmplă în prezent cu privire la transportatori, la fermieri, la agricultorii români și la faptul că sunt din ce în ce mai împovărați, din păcate. Sunt multe lucruri care se schimbă din acest an sau s-au schimbat deja odată cu începutul lui 2024. Sunt și taxe noi, unele impozite pe care oamenii trebuie să le plătească, trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar pentru a le achita și pentru a fi la zi cu toate dările, așa cum se spune. Noi astăzi încercăm să aflăm care este situația și atmosfera și în mediul rural din județul Hunedoara. Și ne-am canalizat și ne vom canaliza atenția astăzi asupra ceea ce se întâmplă în comuna Pui, una dintre cele mai mari din județul Hunedoara. Iar pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe edilul comunei Pui, pe domnul Victor Tiberiu Stoica. Bună ziua, bine ați revenit la noi și la mulți ani, că nu ne-am văzut în acest an. Română, bine v-am regăsit, la mulți ani tuturor celor care ne urmăresc și să dea Dumnezeu să avem un an bun. Asta ne dorim cu toții, asta vrem și vrem de mulți ani să fie un an mai bun cel care urmează, doar că pentru acest lucru trebuie să mai facem și noi câte ceva. Sper și aici mă refer și la noi ca indivizi, dar și la cei care au puterea de a lua anumite decizii pentru binele tuturor. Sper să nu rămânem numai cu promisiunea de a fi lucruri bune, să se și facă lucrurile bune. Fiindcă de multe ori ne stăm putința noastră tuturor să mișcăm căruța când e blocată într-un drum, se împotmolește într-un noroi sau undeva și putem să scoatem așa și în chestiile astea. Sunt anumite legi sau legile toate date de oameni, oamenii le pot corecta, le pot, să zicem, moderniza sau puse să reflecte realitatea cu care ne confruntăm zi de zi. Cu siguranță sunteți la curent cu ceea ce se întâmplă în această perioadă în țară și în multe alte state din Uniunea Europeană, inclusiv în județul Hunedoara, zeci, poate chiar sute de transportatori, fermieri, oameni care au mai mici sau mai mari afaceri, au ieșit în stradă nemulțumiți de toate aceste măsuri care au fost adoptate din acest an. Sunt împovărați, cum spuneam puțin mai devreme. Da. Simțiți, da. Se simte această povară și în mediul rural, acolo unde, în mod normal, agricultura și, acum nu vorbim probabil de afaceri foarte mari în zona pe care o reprezentați, spre exemplu, dar mă gândesc că sunt totuși fermieri care încă mai muncesc terenurile, nu le-au abandonat, să spunem așa, și probabil că suferă din cauza acestor noi modificări. Aveți dreptate, fiindcă importurile de cereale din Ucraina, care despre asta e marea problemă a fermierilor români, care le aduc la sub prețul pieții, se reflectă și la noi, fiindcă sunt hectare întregi de porumb nerecoltat datorită faptului că oamenii nu au cui să-l vândă. Aveți și în comună? Da, avem și în comună. Situații? Chiar dacă e o comună sau niște sate de munte, sunt anumite tarlale, anumite holde de porumb care nu sunt recoltate tocmai datorită faptului că nu au silozul unde să-l silozeze. Asta înseamnă atunci investiții destul de mari, mai ales la nivelul... Și atunci recoltează în funcție de cumpărători, iar prețurile de la unul la altul sunt tot mai mici în condițiile în care cheltuielile de formare a unei culturi, a unei hectar de cultură, sunt tot mai mari de la an la an. Îngrășămintele chimice s-au scumpit, motorina se scumpește, toate se scumpește. Și atunci... RCA-ul mai nou pentru toate... Aici ar fi o problemă. Doi, ce am auzit, nu știu cui Dumnezeu
îi umblă prin minte să, că până nu de mult categoria B la șoferi era valabilă și la tractoriști. Cine a făcut că nu mai e valabil, că trebuie să dai examen ca să-ți iei TR pentru tractor? Acum, cu aceste manifestări, și probabil că bine au punctat cei care au avut o discuție cu premierul, ca categoria B să fie valabilă și pentru tractoare. Mi se pare corect, adică conduci o mașină prin aglomerații, pe străzi, pe autostrăzi, peste tot și nu știi ce să conduci un tractor. Asta ar fi trebuit, da, probabil, făcut atunci de la bun început, adică da, nu știu, cineva, să fie nevoie de o categorie specială, da, pentru a cine se ocupă să strice lucrurile care merg bine. Asta e mare problema noi. Sunt lucruri care merg bine, sunt lucruri care merg prost. Și care ar fi interesul prost să strice aceste lucruri care, așa cum spuneți dumneavoastră, se presupune că funcționează bine? De ce să stricăm un lucru care funcționează? Păi, aici am pus și o întrebare, vedeți? Tocmai ce v-am spus dumneavoastră, B-ul era, nu cu multă vreme în urmă, era valabil pentru tractoare. Acum nu mai e valabil, că toată lumea care ia tractor să de examen să-și ia târ, așa îi spunea tractor, da? Deci nu e valabil B-ul. Și acum am reținut ca seară sau când am auzit pe premier că a spus că categoria B e valabilă și pentru să conduci tractorul. Cu... Probabil în urma presiunii făcute de către, da, nu presiuni, acești dar oameni, lucru, au se pare un lucru bun, fiindcă nu renunțat știu, la această idee. Cine din un birou undeva, din nu știu unde, i-a dat prin gând, să nu zic niște cuvinte mai neortodoxe, să strice un lucru bun. Dacă B-ul ăla era bun pentru tractor, de ce o trebuie să-l face să nu mai fie bun? Iar cu transportatorii, pe lângă faptul că RCA-urile și restul, acolo e și problema cu spațiul Schengen. Fiindcă marea problema lor e că stau în vamă ore, zile în șchir ca să treacă granița. Ceea ce mi se pare impropriu și cred că și conducerea țării ar trebui să facă eforturi mai mari ca să forțeze într-un fel sau altul statul și premierul austriac să putem intra în Schengen și terestru, numai pe aer, pe mare, pe... nu suntem toți să avem aeroport în județul nostru sau să avem port la Marea Neagră, nu? Deci e o anomalie, e în condițiile în care să nu uităm că investitorii austrieci sunt în proporție foarte mare în România și marile branduri românești cam ei le conduc. Și atunci ar trebui cu atât mai mult cineva să intereseze și de problemele României, numai de interesele proprii din conducerea țării. Credeți că sunt mai presus interesele proprii, comparativ cu interesele țării? Sau mai deci, simțiți cumva, sau ați simțit deci, în ultimii ani că aceste este, interese ale țării sunt într-adevăr fructificate așa cum ar trebui? Pe lângă faptul că România nu mai e condusă de ea însuși. Vedeți că dacă cineva într-un birou la Brooklyn păi sau undeva... Singuri, da? Nu mai suntem singuri. Nu e problema că nu suntem singuri. Dar... Poate și într-o relație. Cuvinte, sunt da, doi. Adică trebuie suntem să într-o existe... relație. Suntem în condiția în care economia românească a fost pusă la pământ. A trebuit să luăm împrumuturi, să ne redresăm, să trăim pe o zi pe alta, așa mai departe. Și acum suntem la mâna străinătății. Dar și aici ar trebui să avem un cuvânt de spus. Sunt anumite lucruri care poate nu sunt la locul lor tot timpul. Să nu fim că România nu e chiar ultima țară din Uniunea Europeană ca populație, ca europarlamentari, care au un cuvânt de spus la Bruxelles, da? Suntem reprezentați sunt totuși. Da, sunt țări mai mici ca România, mult. Și poate au un cuvânt de spus mai mare decât noi. De ce? Fiindcă ea se luptă pentru țările lor și noi ne cald și bine acolo. Sunt și avem europarlamentari care da, le transmit da, acolo în Parlamentul European ne problemele pe care le avem. Cu cinste, dar sunt și oameni care cred că se duc acolo pentru că să-și iau o pensie mai bună sau un salariu lunar de câteva zeci de mii de euro și treaba e bună. Vă simțiți reprezentat în Parlamentul European? Nu neapărat de către... eu, v-am spus că eu sunt un om, da? Sunteți totuși de, primarul de, unei comune. Sunteți e vorba de țara asta, România. Beneficiarul care... al unor fonduri europene cu ajutorul cărora ați reușit să mai schimbați să modernizăm, da, cât de cât fața comuna. Da, da, e adevărat.
Deci eu zic că tot timpul se poate și mai bine. Adică acești oameni care ne reprezintă acolo să nu... Ar trebui cei care ne reprezintă acolo să nu mai reprezinte un partid sau altul, să reprezinte România, că de români sunt trimiși acolo. Nu contează care partid e, tot români sunt. Că e Partidul Popular, că e Partidul Socialist, că e Partidul Verde, că e Partidul Roșu, că e Partidul știu care, tot ar trebui acolo să reprezinte la unison România. Fiindcă de România sunt trimiși, nu de altcineva. Dar vedeți că se ceartă așa cu de multe ori între ei de zici că parcă ar fi cercul în aibă, nu? Păi de aia avem nevoie. Nu ni de ajuns ce vedem în Parlamentul României, care ar trebui să fie forul cel mai reprezentativ și de acolo să pornească seriozitatea și lucrurile bune. Păi ce învață copiii noștri de acolo când încep, nu dau nume că nu are rost, să se certe ca la ușa cortului în Parlament? Nu suntem singulari, pentru că mai sunt și alte state în care reacțiile parlamentarilor sunt chiar violente fizic atunci când unele discuții escaladează. Dar de ce n-am putea fi altfel? De ce? Aia pun întrebare. Ce ne lipsește? Educația? Ne lipsesc educația, proiectele adevărate și mai, comune? Da, mai ce vorbit noi de mult și pădățele trecute vis-a-vis de educație. De la un an la altul și de la o zi la alta, educația e tot mai precară. Fiindcă actul de învățământ, în loc să meargă în sus, merge în jos. Nu se mai face școală cu adevărat. Poate, iar o să zic un cuvânt sau o vorbă care poate unora nu se le placă. Democrația e bună pentru niște oameni citiți, culți, niște oameni care știu că într-un cetățean, într-o țară, are și drepturi și îndatoriri. Pentru noi, acei cetățeni care au acel filtru informațiile. Și sunt țări care democrația e de sute de ani. Noi, de multe ori, sau de cele mai multe ori, avem numai drepturi, îndatoriri nu avem deloc. Tot timpul numai să cerem. E adevărat, e bine să ceri. Și dacă știți, se e o vorbă, mai cere bine. Și ți se va da, nu? Exact, atunci... da. Să nu amestecăm aici un pic. La noi s-a dus această expresie așa, da. La extrema cealaltă. Adică trebuie ajutați oamenii nevoiași, trebuie ajutați oamenii cu probleme, dar de multe ori se generalizează anumite lucruri. Iar de muncă nu mai vorbesc. Acolo... Vedeți, care chiar le place munca și vreau să câștige mai bine, merg afară și poate să realizează o parte dintre ei. Nu este neapărat o soluție aceea de a pleca din țară dacă vrei să te realizezi, pentru că dacă ai posibilitățile fizice și intelectuale, eu cred că poți să faci o treabă foarte frumoasă și în țară. Da, dar de multe ori vedeți că legislația și legile sunt în așa fel făcute ca să... Nu știu, parcă că să te blochezi, să nu-ți de liber să faci ce trebuie, nu? Am spus, am fost anii trecuți în Spania și într-o seară am mers la un local acolo să bem, nu știu, bere, un suc, un vin, nu știu ce. O Dumnezeu. Apă plată. Așa. Și am discutat cu, că erau și români acolo, care e sistemul, cum e? Erau niște birturi de cartier. Fiecare are o sumă forfetară de, care o plătește anual la stat și cu aia gătat. Nu mai vine acolo nimeni să-l caute, să-l întrebe etichete la aia, etichete la aia, că de ce e așa, că de ce e așa. Da, probabil că și respectul față adică, de acele instituții este altul și corectitudinea că, pe care corectitudinea, acei antreprenori o au. Sigur că dacă îi prinde și legea, poate e altfel, dar este parcă altfel lucrurile. Aici ori e mare, ori e mic, băgat în aceeași oară, trebuie omorât tot de multe ori. Și au fost câțiva ani mai în urmă în care toate firmele românești de succes aproape că au fost distruse. Ca să vinde cei de afară, să ce? Parcă aia fac lucrurile mai bune sau le fac cu ai lor? Tot muncitorii români lucrează la aia, nu? Mai există un interes național, să spunem, pentru popor, pentru chiar și pentru aceste afaceri românești. Își mai dă cineva interesul din punctul dumneavoastră de vedere? Vă pun că... următoarea întrebare. Câți români din cei 15 milioane, 16, 17, 14, câți o mai fi, că cred că 19-20 nu suntem în niciun caz,
cât mai știu tricolorul. Ca să pornim de la zero, da? Imnul. Și atunci ce vorbim? Mai există patriotism? Mai există? Există, nu mai interes atât. Trebuie să avem acest patriotism, să-l simțim pentru a putea să adică facem lucrurile altfel? Adică să fim buni români și niște oameni adevărați, da. Dar vedeți că se sărbătorește în fiecare an ziua imnului, ziua drapelului, vedem autoritățile destul de implicate atunci când este intonat imnul României, sărută unii dintre ei drapelul, par a fi oameni care sunt patrioți. A zis bine, par. Da, cuvântul e foarte bine spus. Nu este vorba tot din popor, nu tot ce zboară se mănâncă. Nu trebuie să luăm în calcul toate aceste... E adevărat, sunt niște lucruri frumoase care ar trebui respectate, care ar trebui puse în valoare și care ar trebui să ne ținem uniți, în special imnul, patriotismul, să fim niște oameni adevărați acestei țări. Păi eu vă pun eu următoarea întrebare. Dacă, Doamne feri, mâine ar fi un război sau ceva, cât s-ar înrola ca al doilea război sau primul război mondial? Când mergeau la lupte românii ca să își apere țara din patriotism, câți? Acum și cei care câștigă, cred că, un ban la armată și ar fi stare să dezerteze. Atâta suntem de buni români. S-a degradat în timp acest sentiment față de patrie. Și de unde pornesc pentru toate? Pentru unii, nu pentru toți. Și de unde pornesc toate? De unde? Tot de la cei care ne conduc, nu de la cineva. Păi, dacă am analizat așa puțin ultimele trei decenii, cine ne-a condus? Cam aceleași partide. PSD, PNL. Da. Cu schimbare de personaje pe aici, pe acolo, cel puțin în prim plan. Cu câte remorcă la unii și la alții. Da, depinde. Dacă ne raportăm la ultimii ani, într-adevăr, au fost schimbări așa dintre cei care conduceau cele două partide. Eu înțeleg că trebuie să ascultăm și de aia de afară, că de acolo ne luăm împrumuturi, de acolo ne luăm banii acești europeni, de acolo. Exact. Dar trebuie să facem și ce nevoie pentru românii noștri. Nu de multe ori poți să pui în practică anumite legi sau anumite lucruri care le-au aia dincolo. La ei un lucru, au o infrastructură bine pusă la punct, au în general cam ce le trebuie și ei, de pe o zi pe alta, nivelul de trai în creștere, pe când noi trebuie să și dezvoltăm țara. Doar că unele atunci, dintre acele state la care faceți referire au trăit, să spunem, această democrație cu mult înaintea noastră. Totuși, 30 de ani, deși pare un interval de timp îndelungat, pentru a putea schimba cu adevărat și în totalitate anumite lucruri pe care le avem așa din trecut. Da, trăit, dar să nu uităm că... E nevoie de mai mult timp. Că marea parte a acelor state care sunt dezvoltate au fost cândva imperii. Și au colectat dări și de la alții, numai de la ei. Veniturile sau lucrurile bune sau nivelul de trai care l-au ei și de acolo pornește. Fiindcă au o bază materială, o infrastructură, au ceva, da? Când alții făceau autostrăzi în Europa, noi cred că aveam tot cu calul și cu, sau cu boi, nici cu calul. Astupam gropile în carosabil, între ghilimele, da, spus, cu lopata de piatră. Lucru care în continuare se întâmplă în multe zone, pentru că suntem deficitari și în prezent la capitolul drumuri, infrastructură, apă, canal și așa mai și departe. Mai ceva, lucruri elementare, practic. Știi ce? Știm un lucru să facem. Să criticăm. Asta suntem profesori. Nu știu unde s-a învățat, e o materie la școală, să critici, dar vă spun următorul lucru. Am fost la Roma. Păi eu mizerie pe margine, cum ești de la aeroport în oraș, pe marginea autostrăzii, bunoaie și mizerie, de-ți vine să mori. Trotuarele nu sunt impecabile, sunt gropi în ele sau în drumuri și n-au iarnă ca la noi, ca să arunci sarea așa mai departe, da? A fost cineva, un cunoscut apropiat în Danemarca, acum o lună, două. A fost niște zăpezi mari, a mers cu autobuzul la aeroport. S-au blocat pe drum, a pierdut biletele de avion, tot. N-a făcut nimic gălăgie că nu a fost băgat plugul sau autogrederul și nu a dat zăpada la o parte. Nu.
Pe că la noi, dacă o groapă mică sau... Păi, Doamne, parcă e un capăt de țară. Dar unde apar aceste critici, domnule primar? În mediul online sau vin oamenii față în față și vă spun aceste lucruri? Pentru că este important, pentru că din spatele unui ecran toți sau nu prea, parte dintre oameni se pricep la toate și au curajul de a critica și de a spune anumite lucruri. Lucru puțin, care e dreptul lor până la urmă. Față în față sunt puțini care spun, fiindcă băia sunt niște oameni neutrali, niște oameni drepți. Dar marea parte Facebook, pustiile astea de scrie ce vrea acolo și le dă drumul, da? Să zboare storurile de păsări. Și vin ceilalți și acompaniază și asta suntem noi, da? La nivelul unei comunități precum cea din Pui sunt poate și contracandidați ai dumneavoastră care peste tot aruncă așa... Peste tot să criticăm, suntem profesori, suntem buni, contracandidați sunt și la un cătun care are poate 200-300 de locuitori și la o comună care e cea mai mare cum e Puiul. Da? Peste tot sunt. Dar ar trebui... cei care ne votează, să zicem noi, că așa, la urma urmei, este o vorbă din bătrâni. Nu e prost cel care mănâncă 10 pâini. E prost cel care îi dă 10 pâini să le mănânce. Că poți să trăiască și cu una, da? Așa și la noi. Nu e, în ghilimele, cel care vrea. Cel care îl pune acolo. Nu are rost să... Subiectul e mai complicat și... Hai da, să intrăm la lucruri mai de ale noastre. Lucruri mai de ale noastre. 2024 e un an destul de complicat pentru cei care sunt implicați în politică, dar și în administrație, fie că vorbim de administrație locală, de administrație județeană, ori la nivel de președinte al țării, pentru că sunt alegeri. Sunt multe lucruri care trebuie rezolvate, să spunem. Va fi probabil un an al promisiunilor. Nu știm dacă și un an al realizărilor, luând în calcul faptul că sunt foarte multe proiecte pe fonduri europene, proiecte și pe programele naționale de investiții. Unele dintre ele ar fi trebuit deja finalizate, altele urmează. De aceea spun că va fi, sau vă întreb mai bine zis, va fi un an al proiectelor finalizate sau un an al promisiunilor? Și să nu uităm, cum a spus dumneavoastră la început, că sunt 4 rânduri de alegeri. S-ar putea să fie 5, că automat la președinție, 2 tururi. Cred că va fi și turul 2, că nu iasă nimeni cu 50% din primul tur, clar. Deci vor fi 5 rânduri de alegeri cu campaniile electorale aferente, cu mizeria sau, mai bine zis în ghilimele, lucrurile frumoase și mai puțin frumoase spuse pe diferite posturi de televiziune sau în ziar și mai departe. Sau în mediul online, că da, tot discutam mai devreme. Online. Bugetul țării va fi super, super strâns și nu știu cât va rezista la cerințe. Vedeți, acum toate greve și toate, de ce acum în anul ăsta? Probleme au fost și au trecut cu agricultorii. Probleme au fost și au trecut cu transportatorii. Probleme au fost tot timpul și sunt. De ce acum? Începând cu acest an au mai fost majorate, iată, unele taxe și atunci probabil nimica nu e întâmplător. Sufocați cumva. Și mai avem o problemă. Când cineva la noi vrea să facă un lucru bun, trebuie dat jos. Că nu e bine. Și la cine vă referiți? Nu mă refer la cineva anume, că nu vreau să intru în sfera politică și să dau un nume sau... Nu, dar la mod general. Că vrei să faci ceva bun, nu e bine. Ați simțit piele acest lucru? Că sunteți numai, un primar numai cu experiență. Numai că eu m-am tăbăcit și eu nu le mai bag în seamă chestiile astea. Adică eu merg înainte și văd de treaba mea. Că n-are rost să mă plec pentru fiecare vociferare sau problemă. Ne aplecăm sau luăm act de, în primul rând, cel ce le spune și de lucrurile serioase cu care ne confruntăm, nu cu
golănie care m-a spus să scriu pe Facebook sau așa mai departe pe la birturi. Nu, n-are rost și nu ne ia prea mult timp ca să, în primul rând, să le dau răspuns de cum altceva. Așa că cred că și dumneavoastră v-ați lămurit de treaba asta, că cineva care vrea să facă ceva trebuie șunta, trebuie tăiate aripile. Dar nu putem evolua în acest mod. Putem evolua. De ce credeți că suntem unde suntem? De ce? Eu mi-am pus întrebarea și numai eu. Cred că toți românii și-o pun. În țara asta au fost atâtea imperii care au cărat, au dus de ei bogății. Și încă suntem în picioare. Suntem rezistenți. Și încă suntem o țară, să zicem, prosperă, bogată. Numai că nu mai muncim. 1, 2, nu se mai vrea. Deci noi avem aur de nu mai știm de el și noi ne exportăm 1 kg de aur pe an. Păi de ce nu mai muncim, domnule primar? Pentru că locuri de muncă, de bine, de rău, încă mai sunt. Că nu sunt poate la fel de bine plătite precum și-ar dori fiecare dintre cei care sunt în căutarea unui loc de muncă. Asta este o altă poveste. Dar avem posibilitatea de a lucra, avem posibilitatea de câțiva ani buni să avem chiar două locuri de muncă, dacă ne permite, bineînțeles, timpul și... Dar mai există o problemă. Sunt foarte mulți care, din vari motive, nu discutăm despre cei care au într-adevăr probleme reale de sănătate, pentru că nu intră în discuție aceste persoane, dar sunt foarte mulți care primesc ajutor de la statul român, deși ar putea să muncească. Asta e unul. Și doi, eu îmi pun întrebarea de cele mai multe ori. Cum Dumnezeu poate trăi o familie cu venitul minim garantat sau cu ajutorul social? Să zicem să fie 4, 5, 600 de lei, nu-i mai mult. Da? Cum poți să trăiască cu mașina la poartă, cu telefoane, toți? De unde Dumnezeu sunt bani? Și totuși sunt foarte mulți bani în sistem. De unde? Că la muncă nu prea sunt ghesuie nimeni, cum a spus și noastră și în general. Ajungem să importăm muncitori din India, din Pakistan, Sri Lanka, da, nu oameni de mai care unde, își doresc să muncească. Da, care la ei probabil că câștigă $100 pe lună și aici câștigă 500 sau mai bine, 600, 700, 800, 1000. Nu? Și știu să respecte munca și știu să... Noi, nu știu... Ceva... Dar noi, dacă se poate și așa, de ce să mai facem alte eforturi? Ceva lipsește, dar... Uneori, nu în toate situațiile, da, bineînțeles. Dacă se poate și așa, de ce să muncim? Nu. Foarte bine. Iar doi, legile nu sunt legi cum trebuie. Legi sunt respectate? Nu sunt cum trebuie. Adică o lege trebuie să fie scurtă, la obiect, clară, nu cu atâtea de interpretare și cu atâtea lucruri că cu un avocat bun așa le descoasă și le învârte și le suce de, în final nu mai știu ce iasă. Nu. O lege, părerea mea personală vorbesc, asta n-am treabă cu nimeni. O lege trebuie să fie scurtă, la obiect și clar, conținutul ei să fie foarte clar și neinterpretabil. Nu? Dar... Limba română este destul de... are foarte multe înțelesuri, conotații este și... Este o limbă frumoasă, dar... Foarte frumoasă. Dar... Nu? Și atunci, de cele mai multe ori, noi ne facem zilele negre. Vis-a-vis, a spus de fondurile europene. Păi, ăia de la Bruxelles ne dau un program, un ghid de finanțare cu câteva puncte care trebuie clar și precis să le respect, da? Noi la punctele alea mai facem încă 100 de puncte pe lângă alea. Noi, de la noi, le cerem. Și asta vreau să întreb, vă cer cei de la Uniunea Europeană să faceți acest lucru? Nu, de la Uniunea Europeană, noi de la statul român vă solicită asta. Că de la Bruxelles, cred că e ghidul și alea mult mai scurte și la obiect. Că dincolo... Nici acolo nu porcăria asta de licitații cum la noi, pentru 5 lei licitație, pe seapă, nu știu ce, cumperi un top de hârtie, trebuie licitație, nu?
De-aia se frânează mult lucrurile. Când sunt bani și vrei să faci un lucru, o lucrare, și în special bani europeni, licitația de multe ori duce și un an. Într-un an de zile, prețurile s-au dus naibii. Inflația este cum este. Nu mai poți să faci cu banii aia. Și de unde bani? Și atunci, nu tot de acolo plecăm. Adică legiuitorul trebuie să dea niște legi foarte clare. Adică cel care contestă o licitație și pierde, ori un an, doi, să nu mai aibă voie să participe, ori să dea o sumă de bani direct, ori, nu, lasă la aprecierea ta, îl dai în judecată, nu-l dai, el te constituie parte vătămată sau nu, așa sau așa, deci niște lucruri care nu... Ce facem cu asta? Au fost blocate, nu definitiv, deci, poate pentru o anumită perioadă, unele proiecte din această orice cauză? Orice licitație există totdeauna câte un... Pentru licitație e clar, ca și în altceva. Unul câștigă și ceilalți pierd. Sau altul pierde, nu? E nu poți să câștige toți. Nu? Și atunci cei care pierd înfrânează lucrurile, adică reclamă, fac sesizări, fac așa, acele așa. Contestații care întârzi contestații, de cele mai multe ori. Da, acum, din moment ce CNSAS-ul dă o soluție, trebuie să mergi la curtea de apel. La curtea de apel, dacă mergi, atâta de aglomerați și de blocați cu dosarele că mai dă un termen, mai dă două și ia că timpul se duce. Suntem campioni la contestații, la și toate datorită acestea. Faptului că legea nu este clară. Eu, asta e părerea mea. V-a spus părerea mea personală, nu știu altcineva. Există o asociație a comunelor în România cine în care ține? Puteți să spuneți toate aceste lucruri în calitatea pe Doamne, care o aveți, acea de primar. Cine ține cont de acord? Pe de ce mai există atunci această asociație? Păi, există și ne spune păsurile și ne spune păi, doleanțele. Asta puteți să și mergeți și la preotul, mă scuzați din sat, să vă spovediți și vă eliberați sufletul. Aici cred că nu este vorba despre întâlniri în care discutați așa doar între știți dumneavoastră, așa, povestiți să, și să nu se asta? Și rezolvă problema, că astea ar trebui să ajungă totuși la cei care au această posibilitate de a schimba lucrurile, să pentru schimbăm, că dumneavoastră da. Vă confruntați zi de zi cu aceste probleme. Dumneavoastră știți cel mai bine ce să înseamnă aceste lucruri. Discuția la lucruri. Care ne-am angrenat acum, știți care e adevărul. Primarii sunt buni anul ăsta, că e an electoral. Atât. 3 ani, stai acolo să meargă la Badea și la Ana Marie să facă ceva dacă au cu ce. Da? Cam așa ceva. Că nu toate comunele sau orașele sau municipiile sunt bogate, că sunt orașe sau municipii care pot să trăiască pe banii lor, nu le trebuie niciun ban de la stat. Da? Dar nu toate pot. Nu, ce avem și în județul Hunedoara, dacă exact. Mi-aduc aminte, păi, și Aninoasa, cred că era la un moment dat păi, în prag de faliment. Nu, Aninoasa e mai mică ca Puiul și oraș. Exact. Da? Deci nu, acum vorbim de reorganizare care să tot vorbește și nu se face nimica. Cu toate că ar trebui și aia făcută. De cine își asumă această reorganizare, mai ales într-un an electoral? Nu, ar trebui cineva să găsească soluții să facă ceva în acest sens. Că nu știu ce, că nu e aia, că de ce e aia. Și atunci ne complacem și lucrurile nu merg bine. Aparatul bugetar de la un an alt e tot mai mare. Dar nu știu unde, că la noi, exemplu, la primărie, nu. Noi avem lipsă de oameni, trebuie să angajăm 2-3 oameni, nu putem, că nu-s posturi unice, că nu știu ce. În condițiile în care avem o listă, voi aveți dreptul la 28 de posturi la primărie apoi. Câte aveți? 26 și 2 vacante care vrem să le pur plecat, 2 persoane și... Puteți să faceți... Da, nu putem să facem concursul, că nu-s posturi unice, că nu știu ce, că nu știu cum. Și ce faceți? Păi, nu funcționați știu, fără... Încercăm să memorii, memorandumuri, nu știu, găsim soluții, să vedem, nu știu, da? Dar sunt, problema nu e, problema e, sunt atâtea agenții și atâtea forurile astea făcute de statul român pentru tot felul de oameni care să trăiască bine, care efectiv nu mai frânează lucrurile. Mai cer urtie ăla, mai cer urtie ăla, mai cer urtie ăla și în final... Toate aceste deci lucruri... vorbim despre o era a digitalizării în care putem să puteți în cazul de nu față să trimiteți prin e-mail orice document, există o semnătură electronică, nu? Asta e da, există. Bine, scopul bine, există. Acestei digitalizări, să facilităm
și să sărim practic niște pași care îngreunează. Deci să tragem linia așa lucruri. Și să spunem adevărul. În România nu se trăiește rău la ora actuală. Dacă facem o comparație între muncă și salari sau nivelul de trai, orice om responsabil care vede lucrurile normal și care o trăi și înainte de 89 și muncea cu muncea, cred că vă răspunde același lucru. Și atunci școala, am avut o școală performantă, super performantă, care jumătate din Europa erau studenții români și oameni de mare calitate în România plecați acolo. Atât am amestecat-o și școala altfel și astfel și altfel, de nu mai știe nimeni de nimeni. Nu? Adică orice lucru care merge bine trebuie stricat ca să meargă rău. Asta e concluzia, că altfel nu mă explic de ce. Dacă ai terminat clasa 8-a și vrei să mergi mai departe, acum poți să faci 5 facultăți în 4 ani dacă vrei. Ce, în 4 ani, în 2-3 ani, nu? Se poate. Sau unde era, poți să dai, dacă, de exemplu, anul întâi ai rămas, n-ai dat niciun examen. Intri la licență și îți dai examenele atunci. Cum vine asta? Poate să zică cineva, bă, voi sunteți de aia depășiți și de la țară. Nu fi depășiți, dar cred că mai știm lucrurile. E părerea dumneavoastră până la urmă, exact, pe care noi o respectăm și e bine să ne expunem opiniile de fiecare dată când avem era școală, se dădea un examen de mergeai la liceu, luai, dacă nu, școală profesională sau altceva. Nu, se făcea o selecție. Vremurile se schimbă, domnule primar. Da, haideți să vedem în 2024 Victor Tiberiu Stoica se va angrena din nou în lupta pentru un nou mandat în fruntea comunității Pui. V-am mai spus și de alte deci dacă voi fi sănătos și mă țin puterile, da, nu voi mai candida un mandat. De ce vă doriți să mai candidați încă un mandat? Fiindcă vreau să proiectele începute și cele care le am pe rol și așa mai departe, vreau să le termin și încă mă simt în putere de a face ceva util pentru comuna Pui. Și bun, am experiența necesară, am, cred că și știința în mare parte, cam știu ce trebuie și cunosc fiecare cătun, fiecare sat din comună. Știu de ce e nevoie. Problema e că nu avem întotdeauna resursele bugetare. Că banii de multe ori sunt folosiți nu acolo unde trebuie, acolo unde nu trebuie. Și așa mai departe, da? Cum v-am mai spus și cu alte dăți, PNRR-ul ăsta, nu-i voie să faci drumuri, nu-i voie să faci apă, nu-i voie să faci canal, digitalizare, reconversie profesională, adică se cheltuie bani și nu se vede nimic în urmă. Vorbeam înainte de digitalizare, da? Cam ceva genul ăsta. Adică noi nu avem drumul încă cum trebuie, cu toate că s-au făcut niște pași destul de buni și în România vis-a-vis de drumuri. Dar încă nu le avem toate cum trebuie. Nu avem apă, poate, toate localitățile potabilă. Nu avem canalizare. Nu avem niște lucruri care chiar de care trăim. Sunt elementare, da. Exact. Și punem pe niște oameni mai în vârstă sau chiar și tinerii ăștia care fac școala asta acum așa pe fugă, cu digitalizare. Păi știe el să plătească cu cardul la impozite și taxe sau alte lucuri? Acolo cred că se pricep și dacă tot veni vorba de taxe și impozite, anul acesta cred că mai toate primăriile au anunțat că se modifică puțin taxele și impozitele pentru cetățeni în ceea ce privește comuna Pui, care este situația. Că ne apropiem de finalul emisiunii. Da, s-au modificat exact taxele și impozitele vis-a-vis de inflație care s-a dat prin hotărâri de guvern. 12, sau 13%. Atât. Nimic altceva. De la noi ceva în plus nimica. Și de ani de zile, nu, câte 5% dacă am mărit taxe și impozitele. Și cele care sunt datorită sistemului care nu-i performa, nu le putem încasa, de cum să mai punem alte taxe? Așa că aveți probleme la încasarea acestor taxe și a impozitelor? Probleme mari, avem sume mari, 8-9 miliarde de bani vechi, nu reușim să le încasăm. De pe un an pe altul.
și nu avem mijloace. Adică, vă dau un exemplu. Dă statul român, prin instituțiile care sunt banii de lemne, 1.600-1.700 de lei la o persoană, el are 4-5.000 de lei restanțe la primărie, i-am oprit 4-500 de lei de acolo, ce vorbiți? Până la guvern, să știu. Nu? Practic, adică nu ai voie să îi oprești din 17 sau 16 milioane, i-am luat 5 milioane de 6 și i-am dat 10, da? Ca să mai atenuăm și din datoria care o are și nu ai voie să îi oprești nimica. Și atunci cum aveți posibilitatea de a recupera aceste bani? Dacă omul ăla nu are proprietate, nu are nimic și în condiții care au proprietate, să-i faci evaluarea la o clădire, să-i faci ceva ca să scoți la vânzare, să recuperezi. Cum recuperezi banii? Nu? Nu suntem la mintea copiilor, să zică ce copiilor. Dar ce credeți că nu plătesc parte dintre... Sau cu amenziile, la fel, același lucru. O să aibă unul 5, 6, 10, că nu... Deci dacă are de primit bani de la stat, nu-i condiționat care și datorii. Nu. Și atunci, cum poți să-i recuperezi banii de la acel om? Și ce se întâmplă? Rămâneți cu... Nu știu ce facem. De ce v-am spus la început? Că noi, în general, românii, avem numai drepturi. Obligații nu avem. Sau obligația numai o parte de oameni care... își plătesc cam de an conștiincios și corect. Se păstrează acea bonificație, da, nu da. Pe care o au până în 31 martie, se păstrează și anul acesta? Da, da, da. Da, se păstrează. Au început să vină, da, să-și plătească taxele? Sunt care plătesc. Nu se face coadă, dar totuși se plătește. Nu va fi un an ușor, 2024. O ultimă întrebare, așa mai... altfel să spunem, care mai este atmosfera în ceea ce privește relația lui Victor Stoica cu cei din conducerea PNL Hunedoara? Asta e întrebare de baraj? Nu este de baraj, este o întrebare firească, deci, având în vedere, da, situația pe care o cunoaștem. Relația mea cu conducerea Partidului Național Liberal din județul Hunedoara este o relație de a ne face datoria cât mai bine. Da? În condițiile în care nu sunt atacat și bârfit și scoase ziare și pliante și tot felul de... Așa, eu văd de treaba mea, n-am treabă cu nimeni și nu. În momentul în care cineva mă atacă și eu am metodele de a mă apăra. Nu vreau nimic de la nimeni, vreau o decență, vreau bun simț, vreau respect reciproc și la urmă să nu uităm că, să zicem, am copilării sau am crescut împreună 19 ani. Eu cu o parte dintre liberali, da? Cât am fost acolo. Nu mai sunteți? Păi sunt, dar se pare că nu mai legă dacă organizația PNL Pui a fost radiată, nu? Dar mai sunteți membru al Partidului, da, Național mai sunt, Liberal? Mai sunt membru, da. Dar așa veți rămâne că... în continuare? Nu. În condițiile de acum, nu. Ce așteptați alegerile să... Nu așteptăm, vom vedea ce va fi. Nu pot să, atâta timp cât și la ultima rectificare de bani, de buget, eu și cu COVID-ul la Crișor am fost tăiați că suntem aia care spune lucruri pe nume. Păi, în Partidul Național Liberal nu se vrea. Eu știu că progresul vine din oameni care își spun păsurile, care își spun nevoile, care vreau să corecteze ceva ce nu funcționează bine. Sunt lucruri care trebuie să tot mai trebuie să tacă și unul singur dictează și ceilalți au puțin drept. Păi nu cred că mai suntem nici la vârsta aia, nici la aia care să trăie șeful. Suntem, respectăm ierarhiile, respectăm oamenii de bun simț, respectăm totul, dar cred că avem și noi dreptul de a ne spune ceea ce gândim, cel puțin. Asta e, nu, n-am nimic altceva personal, n-am nimic cu nimeni, din contră, fiecare să... își ducă la bun sfârșit mandatul, să vină altul mai bun, mai prosper, cu realizări mai multe la tot, să fie bine, asta e. Că la urmă unui, dacă politicienii fac lucruri mai bune, și cei mulți le văd și o duc mai bine. Dacă nu, asta e. Vă gândiți să candidați independent sau din partea unui alt partid?
Deci, în momentul de față, sunt într-o relație destul de bună și apropiată cu PSD-ul. Și să vedem. Până la urmă, probabil că din partea PSD-ului vă candida. Ei au fost cei care m-au ajutat, nu pe mine, Comuna Pui, la urmă urmei, că eu reprezint interesele celor din Comuna Pui, nu ale mele personal. Că dacă se dă ceva la rectificarea bugetară, nu se dă bani pentru primarul care îi bagă primarul în buzunar și duce că e acasă, nu? Spuneați puțin mai devreme că mai contează și cine este primar, pentru că spuneați că la rectificare ați cam fost uitați. Deci da, am fost uitați, da. Și mai contează și omul, da, nu? Da, norocul cu președintele Consiliului Județean, cu Laurențiu Nistor, domnul președinte, care și mie și lui Ovidiu a corectat această eroare, în ghilimele, și suma aia ne-a fost dată din fondul de unde au găsit soluții. Așa. A găsit soluții, exact. Și atunci, dumneavoastră, să fiți în locul meu ce ați face? Nu sunt în locul dumneavoastră. Nu, dar să fiți, nu un pic, dar să fiți ce ați face? Nu pot să mă pronunț. Știu că trebuie să fiți imparțiale, dar în condiții când voi fi în situația aceasta, dacă voi candida vreodată pentru o funcție de primar, corect, promit corect. Că o să vin și o să fiți primul care află ce voi face. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, pentru sinceritate, că ați răspuns sincer la aceste, sau cel puțin așa sperăm noi că ați răspuns sincer la întrebările pe care vi le-am adresat. Mult succes aveți în 2024! Mulțumesc, la fel și dumneavoastră, familiei dumneavoastră, celor care ne văd, și să dea Dumnezeu minte bună tuturor polițienii în țara asta să facă lucruri bune pentru oameni. Asta este cel mai important lucru. Că de acolo, toate, dacă lucrurile merg bine, toate sunt bune. Vă mulțumesc, o zi bună! Vă mulțumim și noi că ați fost alături de noi astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. O după masă frumoasă, numai bine!